Bărbatul care a atacat cu macetă angajatul unei șaurmerii va ajunge în fața instanței. Individul a fost reținut pentru 24 de ore după ce s-a predat la poliție. Motivul atacului este unul incredibil. Bărbatul a vrut să se răzbune pe angajat pentru că șaorma cumpărată de soția lui nu a fost bună. Atacatorul este acuzat acum de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice. De ce ai lovit? De ce l-ai atacat? Așa obișnuiați să umblați cu cuțitul ăla la dumneavoastră? Am avut și o problemă și ce probleme ați avut? A fost șaorma stricată? Ce s-a întâmplat acolo? Măcar de o pare rău acum? Ana Ciuvică a urmărit tot acest caz și ne aduce informații de ultimă oră din anchetă. Ana, bun găsit! Bună dimineața, bun găsit tuturor. Bărbatul și-a petrecut noaptea în arest, asta după ce ieri anchetatorii au decis reținerea lui pentru 24 de ore. Din informațiile pe care le avem la acest moment, ar fi vorba despre un bărbat în vârstă de 24 de ani. El a mai fost implicat în câteva scandaluri în trecut, însă nu este cunoscut cu antecedente penale, nu este cunoscut ca un bărbat periculos. Astăzi el va fi dus în fața anchetatorilor din nou pentru audiere. Ei trebuie să decidă dacă îl vor cerceta în continuare are sub măsura controlului judiciar, o măsură mai libertină, sau sub măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Totul a pornit în acest incident de la faptul că o șaorma nu era bună. Soția bărbatului, soției lui, nu i-a plăcut șaorma, așa că el a intrat în șaormerie și l-a atacat pe unul dintre angajații cu o macetă. El s-a predat singur la poliție ieri în jurul prânzului, la o zi și după atac. A venit însoțit de avocatul lui la secția 11 de poliție și s-a predat. După câteva ore de audieri, anchetatorii au decis reținerea lui pentru 24 de ore. Urmează să vedem ce vor decide astăzi, cum îl vor cerceta în continuare pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.